La data de 1 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Roman au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe Bulevardul Republicii. Conducătorul auto însă nu s-a conformat, continuându-și deplasarea. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Roman au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe Bulevardul Republicii, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea. Astfel, polițiștii au procedat la urmărirea acesteia, fiind depistat la scurt timp pe strada Alea Tudor Vladimirescu. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că autoturismul a fost condus de un tânăr de 29 de ani din Roman. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,60 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la spital, unde prezența personalului medical a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Din păcate, acesta nu a fost singurul caz de șofer prins băut la volan. În data de 1 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au depistat un tânăr de 28 de ani care conducea un autoturism pe o stradă din Târgu Neamț fiind sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de peste 0,6 mg per litru de alcool pur în aer expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.